Domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor deputați. Directiva privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, adoptată de către Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la data de 9 martie 2016, a intrat în vigoare la data de 31 martie 2016, și trebuia pusă în aplicare de către statele membre prin lege, dar și prin actele administrative necesare, până la data de 1 aprilie 2018. În data de 6 aprilie 2016, o inițiativă legislativă în acest sens a fost înregistrată de către UDMR. În Senat a primit aviz favorabil de la Comisia pentru Drepturile Omului, iar în urma dezbaterilor din Comisia Juridică și celor din ședința comună a Comisiei Juridice și a celei pentru Constituționalitate, nu s-a reușit depunerea vreunui raport, deși termenul era de 20 septembrie 2016, din cauza tergiversărilor Ministrului Justiției, condus de către ministrul Prună. În data de 27 decembrie 2016, biroul permanent al Senatului nou ales, prin interpretarea aliniatului 5 al articolului 63 al Constituției, a considerat că inițiativa trebuie clasată. Astfel s-a pierdut un an. În 2017, grupul nostru a depus din nou inițiativa, iar aceasta a trecut prin adoptare tacită de Senat și stă nedezbătută la cameră. Deși am atras atenția asupra pericolului de infringement, am fost liniștiți că nu există nicio grabă, iar legislația țării corespunde directivei. Iată însă că procedura de punere în întârziere a fost declanșată. Poate, totuși, ar trebui să fie adoptată urgent inițiativa, chiar dacă unii s-ar putea să o atace la Curtea Constituțională. Vă mulțumesc!